Vă salut și eu cu mare drag în această zi și sunt tare privilegiat și binecuvântat să mă aflu pe această platformă, totul pentru gloria lui Dumnezeu. Și în același timp vreau să salutăm pe cei care sunt conectați cu noi împreună cu noi online. Haideți să-i aplaudăm! Fiți binecuvântați acolo unde sunteți! Am avut săptămânile trecute niște mesaje extraordinare, foarte bune. Și atât de minunat că rodul Duhului Sfânt ne ajută și ne călăuzește și ne face pe noi puternici. Și săptămânile trecute am discutat despre rodul Duhului Sfânt ca dragoste, ca bucurie, ca îndelungă răbdare, ca pace. Astăzi am ajuns să discutăm un nou rod al Duhului Sfânt, care este bunătatea. Bunătatea este eficientă și este necesară în viața fiecărui om în fiecare zi. Pentru că noi toți observăm care om are darul acesta al bunătății, oamenii se adună lângă el ca un magnet. Are o relație frumoasă cu toți oamenii. Și eu am avut experiență când în unele anturaje noi, de oameni noi, observam că cineva parcă este mai diferit, că se salută diferit, că se comportă diferit. Și când interacționam cu el, îmi dădeam seama că este un urmaș al lui Domnul Iisus Hristos. Acești oameni se scot în evidență când au acest rod al bunătății. În cartea Proverbe, înțeleptul Solomon are atât de multe versete care ne conduce spre cât de importantă este bunătatea. Niciodată să nu abandonezi bunătatea și seriozitatea în tot ce vei face. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. În tot ce facem, acolo unde suntem, la locul de muncă, la serviciu, în diferite contexte, trebuie să avem acest rod al bunătății care ne face să avem impact, care ne face să fim o lumină și care ne face să facem o diferență pentru gloria lui Dumnezeu. Tot în cartea Proverbe, în capitolul 20, cu versetul 6, mulți oameni consideră că au bunătate. Dar cine poate găsi un om serios și consecvent în seriozitatea lui? Mulți oameni cred că sunt buni și trăiesc în bunătate, dar aceasta este consecvent? Sau suntem buni doar duminica la biserică? Sau suntem buni doar când avem Biblia în mână? Sau suntem buni doar când trebuie, când vrem să câștigăm ceva? Sau trebuie să fim buni constant, sistematic, în fiecare zi, în oricare context nu am fi, trebuie să fim buni. Și aici aș vedea și consecvent și seriozitate, aș mai vedea să fim consecvenți și serioși cu relația noastră personală cu Dumnezeu, cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu, cu rugăciunea, pentru că aceasta ne ajută, pentru că în Cartea Galatenilor, unde se menționează despre rodul Duhului Sfânt, Apostolul Pavel scoate în evidență cât este de important în fiecare zi să ne răstignim firea și cât de important în fiecare zi să umblăm conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în Galateni, capitolul 5, cu versetul 25, ni se menționează, dacă trăim prin Duhul, adică prin Duhul Sfânt al Dumnezeu, să facem fapte care sunt în acord cu natura Lui, nu putem să avem o relație frumoasă cu Dumnezeu, să avem părtășie cu Dumnezeu și în același timp să fim conduși de fire, să fim conduși de egoist, să fim conduși de mândrie. Este imposibil acest lucru, dar atunci când alegem în fiecare zi pe Dumnezeu, Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt ne ajută să fim biruitori. Un cunoscut autor creștin, C.S. Lewis, are un citat și atât de mult mi-a plăcut și am vrut să-l împărtășesc cu voi. El menționează, creștinul, adică noi toți oamenii, nu crede că Dumnezeu ne va iubi pentru că suntem buni, ci Dumnezeu ne face buni tocmai pentru că ne iubește. Noi nu încercăm fac bine pentru ca să-și câștig dragostea lui Dumnezeu. Eu nu încerc să fac bine pentru ca Dumnezeu să mă iubească mai mult. Nu. Dumnezeu este cu noi în acest proces și El vrea să ne facă mai buni. El dorește ca noi să avem natura Lui în noi. Și poate unii dintre voi spuneți, dar eu n-am această rod al Duhului Sfânt,
al bunătății. Nu vă descurajați. Dumnezeu este cu noi în acest proces, treaptă cu treaptă, ca să ne dezvolte noi acest rod al bunătății. Și atât de frumos că în tot acest proces este cu noi cel mai puternic și cel mai minunat care profesor, lector, învățător este Domnul Iisus Hristos. În secolul care noi trăim, în această perioadă, mulți oameni au diferite principii, au diferite valori, își trăiesc viața cu unele obiective, dar cu cine nu am discutat, care nu provenea dintr-un context creștin sau evanghelic, ei mereu spuneau, Ion, eu trăiesc viața, eu sunt bun cu toți, eu n-am minciunit, eu n-am furat, n-am ucis pe nimeni, eu sunt bun, îmi iubesc familia, am grijă de copiii mei, mai ofer uneori la săraci cât ceva, mai merg la o biserică și mai dau ceva, sau alți oameni cu bani construiesc o biserică, fac multe lucruri bune. Și apoi ei mai menționează că Dumnezeu va avea milă de mine și chiar va avea milă și îmi va oferi mântuire. Oare chiar așa să fie? Și lui spunea, voi credeți că mântuirea se câștigă prin fapte? Și haideți să facem o mică clarificare de la începutul mesajului despre mântuirea noastră, căci mântuirea nu se obține prin fapte, ea este harul Dumnezeu, ea se obține prin credință, prin dedicare și prin alegerea de a ne dedica viața lui Iisus. Și în cartea Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8, ni se menționează cum se obține mântuirea noastră. Ați fost salvați prin har și ați acceptat salvarea prin credință. Iar acest lucru nu provine de la voi, ci este în exclusivitate harul lui Dumnezeu. Primirea acestuia nu se bazează pe fapte omenești și astfel, excluzându-le, nu este permis nimănui să-și revindice vreun merit personal. Cât de puternic se menționează acest verset. Salvarea, mântuirea, viața veșnică se obține prin credință, prin recunoașterea și mărturisirea cu gura noastră că îl primim pe Iisus ca Domn și Mântuitor și facem ceea ce-i spus în Evanghelie. Dar dacă încercăm de unii singuri să obținem această mântuire, este imposibil. Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat o cale simplă. Crede din toată inima că Iisus este Salvatorul nostru, crede în moartea și în învierea Lui, mărturisește aceasta cu gura ta și crede din toată inima că Iisus l-a înviat din morți și vei avea și tu viață veșnică. Dar atât de mult mi-a plăcut că după ce Dumnezeu ne menționează că mântuirea nu este prin fapte, Dumnezeu ne lasă în Biblie următorul verset. Noi, toți oamenii, suntem capodopera lui Dumnezeu și am fost creați în Hristos Iisus pentru ca să ne trăim viața făcând faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit anticipat pentru noi. Dumnezeu, da, am primit mântuirea, da, suntem salvați, dar în același timp în noi trebuie să rodească ceva, în noi trebuie să rodească fapte bune. Dacă avem ADN-ul lui Dumnezeu în noi, noi nu putem să fim indiferenți, ci dimpotrivă, noi avem rodul Duhului, sunt bucuria, pacea, generozitatea, bunătatea. Și vreau în următoarele minute să discutăm despre bunătatea ca rod al Duhului Sfânt. Și vom vorbi din patru aspecte foarte importante care sunt biblice. Și primul aspect care este bunătatea implică înțelepciune. Și iarăși ne ducem la cuvântul lui Dumnezeu, unde în cartea 2 Timotei, capitolul 3 cu versetul 16. Tot ce este scris în Scriptură este inspirat de Dumnezeu și ne este util. Ea poate să învețe, să reproșeze greșelile, să corecteze și să instruiască în dreptate. Pentru ca omul lui Dumnezeu să se maturizeze și să fie astfel echipat pentru orice lucru bun. Toți de aici, când facem un bine, avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu. Că uneori putem să facem un bine, dar să nu fie după principiile și valorile pe care le-a lăsat Dumnezeu în Biblie. Vreau să împărtășesc o experiență din viața mea unde am înțeles că am făcut un bine și eram satisfăcut, dar în același timp nu l-am făcut cu înțelepciune. Într-o zi la antrenament, a venit un coleg la mine, știa că eu sunt mai dispus să fac bine și mi-a zis, Ion, mi-am uitat ghetele de fotbal acasă, împrumut în o pereche de ghete. Și zic, m-am uitat, zic, îmi pare rău, nu pot să te ajut. Dar când m-am uitat lângă mine,
Colegul lipsea și la el erau trei perechi de ghete și am zis că, uite, colegul are, îți dau eu de la el, fără ca el să știe, acele ghete. Și avem așa o satisfacție că l-am putut ajuta pe acel coleg. A doua zi când a revenit acel coleg care lipsea, de față de toți colegii, mi-a spus un lucru. Ion, cum tu ți-ai permis să iei ghetele mele să le dai colegului? Cum tu, credincios, cu valori, cu Dumnezeu, faci acest lucru? Eu am reacționat cu scuză, credeam că o să reacționez și tu cu bunătate la situația colegului nostru. Și mi-am înțeles greșeala, mi-am cerut iertare, iar după antrenament mi-am analizat situația și am spus, Doamne, obiectivul meu este să fiu lumină, să fiu sare, să răspândesc valorile și principiile tale acolo la locul de muncă. Și am dat-o în bară. Și m-am rugat și zis, Doamne, vreau când fac un lucru, fac un bine, am nevoie de înțelepciune de la Tine, am nevoie de călăuzire de la Tine. Sau în altă situație, unii colegi, toți știau că eu sunt mai darnic, vineau și cereau bani. Până ce am observat că ei, cu banii ce uneori mergeau la pariuri sportive, alt cumpărau alcool și devineau dependenți de cele lucruri. Și am realizat, măi, eu nu fac bine, dimpotrivă le fac rău. Și când vineau altădată să împrumute, zic, nu, dacă tu ai nevoie de ceva, de o apă, de o ciocolată, oricare ar fi nevoia, eu merg să-ți cumpăr și apoi îți dau. De aceea, când facem un lucru bun, când facem o faptă, avem nevoie de înțelepciune. Un alt lucru important, un aspect important al bunătății, bunătatea implică smerenie. Și iară mergem la cuvântul lui Dumnezeu și în cartea Filipeni, capitolul 2 cu versetul 3, ni se vorbește. Să nu faceți nimic motivați de spiritul ambițiilor personale sau determinați de dorința unei glorii efemere, ci trăind smeriți, oricare dintre voi să-l considere pe altul ca fiind superiorul lui. Uneori, unii oameni fac bine din glorie efemere pentru eu-ul lor, pentru ca să-și facă un nume, pentru ca să aibă un nume bun, ca să se remarce. Dar noi când facem un bine, trebuie să avem o smerenie plăcută, o smerenie care să fie Dumnezeu glorificat. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne vorbea în pilde. Pilda este o istorie mai clară pentru noi, ca să înțelegem ce a vrut să scoată în evidență Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus vorbește despre o pildă când la templu merg două persoane, un fariseu și un vameș, colector de taxe. Și vameșul era smerit, dar fariseul puțin arogant. De ce? Pentru că fariseul se ruga în felul următor. Doamne, îți mulțumesc că în această săptămână am făcut mult bine. Doamne, îți mulțumesc că am ținut post, am dăruit din toate ce mi-ai ferit Tu zeciuielile. Am fost un om bun, îți mulțumesc. Și îți mulțumesc, Doamne, că n-am fost ca acest vameș care minciunește, care fură, care înșeală. Dar de partea cealaltă stătea acel vameș care spunea, Doamne, am greșit, sunt un păcătos, n-am nicio șansă, iartă-mă, ajută-mă ca mine să rodească rodul Duhului Sfânt, ajută-mă ca mine să rodească bunătatea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Și Domnul Iisus Hristos scoate în evidență că acest vameș, rugăciunea lui a fost mai ascultată și Domnul Iisus Hristos face o concluzie și spune cei mândri vor fi, sau cei care se înalță vor fi smeriți, cei care se smeresc vor fi înălțați. Și înțeleg cât este de important să venim smeriți în fața Domnului. Și privesc în sală și cunosc oameni care poate sunteți pentru prima dată sau poate aveți o nevoie personală sau cel rău vă minciunește și tot vă condamnați și tot credeți că nu sunteți așa de buni ca și noi sau credeți că noi oamenii creștini suntem cei mai curați sau veniți înaintea lui Dumnezeu sinceri, cu o inimă smerită și spuneți-i lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie de Tine, iartă-mi greșelile, ajută-mă să rodesc și Dumnezeu ascultă rugăciunea acestor persoane. Și dacă avem o inimă bună, nu este datorită nouă, este datorită lui Dumnezeu. Următorul lucru care vreau să-l menționez, bunătatea implică sacrificiu. Și iarăși mergem la cuvântul Dumnezeu să vedem ce spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu despre sacrificiu.
Fraților, având în vedere aceste lucruri, vă îndemn să vă prezentați pe voi înșivă înainte lui Dumnezeu ca sacrificiul viu. Să procedați așa ca un răspuns la mila pe care a avut-o El față de voi. Astfel, sacrificiul vieții voastre trăite pe pământ, în acest corp, va fi unul sfânt și care îl va satisface. Așa veți realiza o slujbă spirituală de închinare. Când am citit acest verset, și pentru mine a fost ca o actualizare, când am înțeles că orice sacrificiu care îl fac eu, orice timp care îl fac pentru slujire, orice timp care îl fac pentru a ajuta, orice timp care mi-l pun deoparte pentru a fi bun, pentru a încuraja, pentru a zidi. Acesta este un sacrificiu al timpului meu, dar asta este o închinare înainte lui Dumnezeu. Închinarea nu doar prin rugăciune, prin laudă cu cântări, prin citirea Bibliei, prin părtășie frățească. Închinarea este atunci când slujim, când facem bine, când ne sacrificăm de la noi. Și din nou vreau să vă povestesc o experiență din viața mea. Eram în România și am avut o zi de post. Și noi cu echipa mâncam la un restaurant și seara am ajuns spre restaurant și căutam o zonă unde să mă rog ca să închei ziua de post. Mă uitam, nu găseam nicio zonă să nu fie publică, am găsit o zonă, am mers mai în noată de public, am început să mă rog. Și timp ce mă rugam, auzeam în spatele meu o gălăgie. După ce am finisat rugăciunea, abia așteptam să merg să mănânc cina mult așteptată, știind că mâine nu am antrenament, trebuie să fiu plin de forță, de energie. Și când m-am uitat în spatele meu, am văzut că eram lângă o zonă unui tomberon, unde un sărman de bărbat căuta mâncare acolo. Eu am văzut prima reacție a mea, am scos câțiva bani, m-am dus și i-am dat lui, i-am spus, Domnul să te binecuvânteze, și apoi m-am întors mai rapid să mănânc cina. Și în mintea mea se ducea o luptă. Duhul Domnului mă cerceta și mi-a zis, doar atât? Așa este un credincios adevărat plin de bunătate? Doamne, nu înțeleg. Și mi-am amintit că este în Isaia 58, unde se spune adevăratul post, nu este ca sufletul să fie chinuit, să nu mănânce toată ziua, ci adevăratul post este cel când tu nu mănânci, dar îți dăruiești pâinea altora, pâinea celor care sunt în nevoie. M-am dus la el și am zis, uite, am simțit să-ți dăruiesc cina mea să o mănânci. Și el, când a auzit acest lucru, s-a deschis față de mine, a început a plânge, mi-a spus istoria vieții lui și zic, hai să ne grăbim să închide restaurantul. A zis, stai puțin, să-mi strâng cartofi, că el strângea niște cartofi stricați. Zice, eu astăzi mănânc, dar mâine nu o să am ce mânca. Și am înțeles că nu era un profitor, era într-adevăr un bărbat care din diferite situații a ajuns în starea aceasta. Și mă gândeam, zic, Doamne, Tu ai pregătit contextul, așa cum am citit mai dinainte, că Dumnezeu pregătește fapte bune anticipat pentru noi. Tu ai pregătit contextul, Tu ai pregătit să merg în acea zonă să mă rog, Tu ai pus în mine, în inima mea, să sacrific cine aș doresc acelui om. Și îi mulțumesc Dumnezeu pentru această experiență. Și după am avut așa o bucurie, o satisfacție, nici nu mai conta cina. Pentru că când faci un bine, te copleșește prezența lui Dumnezeu și tu în continuare vrei să faci bine. Bunătatea este experimental. Faci un bine, apoi vrei și alt bine, pentru că Dumnezeu lucrează și prin așa mod. Un alt lucru care este caracteristic bunătății, ca roda Duhului Sfânt, este bunătatea implică planificare. Mulți dintre noi și mulți oameni își planifică vacanțele, își planifică activitățile, își planifică cum să administreze resursele și ne planificăm noi cum dorim. Dar vreau să vă întreb în această zi, când ultima dată ne-am rugat să spunem, Doamne, poate am planificat să ajut pe cineva și am uitat acel lucru? Sau Doamne, Te rog, deschide-mi ochii mei să văd pe cine pot să mai ajut, pe cine pot să mai încurajez. Doamne, ajută-mă ca mâinile mele să facă bine. Când am făcut noi, oare așa, o rugăciune? Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni planificatori. Mult cunoscută pilda bunului sămăretean și mulți o cunoașteți, un sămăretean milostiv,
Și vreau iarăși rapid să vorbesc puțin despre această pildă, că un om călătorea spre Erihon și a fost bătut, a fost jefuit de niște tâlhari. Și tot pe același drum a mers un preot care cunoștea voia lui Dumnezeu, care cred că avea și el o bunătate, dar o bunătate de asta efemeră ca să arate doar oamenilor. Și a plecat pe lângă acel om sărman. Apoi, tot pe lângă acel om trece un levit care tot îl privește și vine îngrijorat, să nu vină tâlharii să mă bată și pe mine, să facă și mie rău. Și a plecat. Și acel om stătea în stradă, bătut, jefuit, fără nimeni. Dar undeva departe era un samaritean care când s-a pornit la drum, el s-a gândit, s-a rugat și și-a planificat poate unele situații neprevăzute. S-a pornit din timp, poate și-a planificat bani pentru investiția care urma să o facă, dar în același timp a pus bani pentru situații neprevăzute și crede în toată inima că și-a pus bani pentru a face bine, pentru a ajuta, pentru a pune în practică bunătatea. Și când a ajuns la acel om sărman jefuit, nu i-a pasat, el s-a oprit și a făcut timp și a planificat, i-a șters rănile, l-a luat, l-a dus la un han. Când l-a dus la acel han, i-a spus lui Hangiu, a doua zi, când urma să plece ca să-și continue drumul sămăriteanul, a dat hangiului 2 denari și a zis, îngrijește-l și când voi reveni, îți voi restitui tot ce vei mai cheltui pentru el. Când voi reveni, asta înseamnă că el s-a dus să îndeplinească scopul care a călătorit spre Erihon, dar și-a planificat să se întoarcă. A fost un bun planificator, dar în același timp am mai observat o idee și eu am greșit deseori când fac un bine, ajut pe cineva, dar apoi am lăsat, am uitat, m-am luat cu situațiile zilnice, cu activitățile zilnice. Dar este important ca tot ce începem bun, să ducem la bun sfârșit, așa cum a făcut acest samaritean. Când voi reveni, îți voi restitui tot ce vei mai cheltui pentru el. El a vrut să-l ajute total, ca acest om care era bătut să fie restabilit complet. Și vreau să înțelegem cât e important să fim planificatori. Vreau să vă mai spun, nu spre laudă, dar noi cu soția avem un obicei și ca recomandare, ca idee, când primim finanțele care Dumnezeu ne binecuvântează, da, este partea Domnului, dar luăm 5% și le punem pentru slujire, pentru a face bine. Pentru că știm că uneori apar situații prevăzute, știm că sunt oameni care au nevoie și când poate să salariul se termină, tu ai acel lucru, dacă l-ai planificat din timp, ca să ajuți, ca să faci bine și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. La sfârșit vreau să împărtășesc cu voi 2 concluzii. Și prima concluzie este despre, evident că este despre bunătate, și am în mână la mine 2 fructe. Ambele au beneficii, din ele se fac medicamente, au un rol esențial în această lume. Și mulțumim Dumnezeu pentru fructe. Dar când privesc la lămâia aceasta, deja mi se încrețește fața. Și ca să vă îndemn pe voi ce ați alege, cred că mai mulți ați alegeți portocala. Sau să vă dau să mâncați, cred că nimeni de aici nu o să mănânce toată lămâia, dar portocala cred că toți o veți mânca. Și când mă gândeam la bunătate și cum am vorbit de la introducere, că atât timp cât noi încercăm să avem o bunătate efemeră, atât timp cât încercăm să avem o bunătate de aceasta care să cucerim pe cineva, atât timp cât încercăm cu bunătatea, cu faptele noastre, să câștigăm mântuirea, să facem ceva ca eu să fiu remarcat, să-mi hrănesc euul, nu avem nicio șansă. Și până la urmă, dacă nu avem o bunătate ca roda Duhului Sfânt, vom oferi acrime. Și mai rău, când încercăm să facem, să facem pe că suntem buni, oamenii vor ajunge să vadă că noi avem o bunătate falsă și
La fel cum această lămâie fere acrime sau ne îngrețește fațele. Oamenii când vor depista că noi avem o bunătate de aceasta care doar să impresionăm când o să ne vadă pe noi, o să-și îngrețească fața. Dar ceea ce îmi doresc din toată inima este să avem o bunătate ca rod al Duhului Sfânt. O bunătate care se jertfește, o bunătate care se sacrifică, o bunătate care este plină de înțelepciune. Este la fel ca această portocală care ne oferă energie, care oferă un miros plăcut și așa cum în Biblie ne menționează, acolo unde suntem, să lăsăm un parfum miros plăcut, să lăsăm o amprentă, să lăsăm o încurajare pentru oameni că este posibil că atunci când alegi pe Dumnezeu, poți să fii roditor, poți să fii, ai într-adevăr acea bunătate sinceră și Dumnezeu să ne ajute pe noi ca să punem accent pe bunătate ca rod al Duhului Sfânt. Să avem o bunătate care nu este egoistă, ci este plină de dragoste, este jertfitoare, sacrificătoare, planificatoare și plină de înțelepciune. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar nu putem să vorbim despre bunătate fără ca să vorbim despre cine este bunătate. Bunătatea este Dumnezeu. Dumnezeu este cel mai bun și nimeni pe acest pământ nu se poate compara cu bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci. Mila lui dă-i noi din generație în generație. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este veșnic bun. Și în cartea sa, în Biblie, atât de multe versete ne se menționează despre bunătatea lui Dumnezeu și anume cuvântul bunătatea lui Dumnezeu este menționat de 129 de ori. Bunătatea lui Dumnezeu este una actuală, este una prezentă, este una experimentală și cred în toată inima că toți cei care suntem în prezență aici am avut un moment în viață când am simțit bunătatea lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. În cartea Psalmilor se menționează un verset atât de profund. Ci cât de sus este cerul față de pământ, atât de mare este și bunătatea lui pentru cei care se tem de el. Bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare, este una copleșitoare. Pentru că Dumnezeu este fiecare zi alături de noi. El este cel care ne binecuvântează, El este cel care ne încurajează, El este cel care ne ajută în fiecare zi și în fiecare moment. Și în cartea Romani, capitolul 2 cu versetul 4, sau poate îți permiți astfel să sfidezi marea sa bogăție de bunătate, de indulgență și de răbdare. Oare nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Oare nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te face să fii diferit? Oare nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te face să fii dedicat total lui Dumnezeu? Oare nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te face să te sacrifici pentru gloria Lui? Să te sacrifici a face bine, a fi plin de bunătate? Și văd aici persoane care de mult vin la adunare, dacă nu a fost încă momentul total care să te dedici în totalitate lui Dumnezeu, să-L declari ca Domn și Mântuitor peste viața ta, să faci pașii care a lăsat Dumnezeu în Evanghelie, să te botezi, să-ți cunoști darul, să faci o diferență. De ce amâni? Chiar nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la acest lucru? Dar poate sunt alte persoane aici care ați trecut prin acest proces, ați luat botezul, ați crezut, ați primit mântuire, dar ca mine, uneori mai șchiopătați, uneori mai șchiopătăm. Este momentul potrivit să ne pocăim de acest lucru și să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau din nou să mă rededic total Ție, vreau din nou să Te experimentez, vreau în mine să rodească Duhul Tău cel Sfânt, vreau în mine să fie acea bunătate, vreau în mine să fie ADN-ul Tău și vreau în totalitate, trup, suflet și Duh, să-Ți aparțin Ție, să fiu dedicat cuvântului Tău și să împlinesc
voia Ta, să plinesc cuvântul Tău în fiecare zi. Așa cum stăm, vreau să aplecăm capetele și vreau să facem o rugăciune sinceră, din toată inima. Nu privim la stânga, la dreapta, ci noi cu Dumnezeu pe verticală. Doamne, în primul rând îți mulțumesc pentru bunătatea Ta adevărată. Doamne, nimic pe acest pământ nu se compară cu bunătatea și mila Ta. Bunătatea Ta este unică. Bunătatea Ta, Doamne, este experimentală și fiecare zi o experimentăm. Tu ești mereu Cel care ne binecuvântezi, ne ajuți, ne întărești. Și Tu ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu, prin bunătatea Ta, ai ales să-L trimiți pe Fiul Tău, Iisus Hristos, ca să moară pentru păcatele noastre și să învie pentru noi, ca noi să moștenim viața veșnică. Și mă rog în aceste momente pentru categoria de oameni care încă nu au răspuns la chemarea Ta de a se pocăi, de a Te alege pe Tine, de a Te mărturisi ca Domn și Mântuitor cu gura lor și a crede din toată inima lor, Doamne. Atinge Tu acum de inima lor și ei să facă acest lucru, Doamne. Și apoi să-și descopere chemare și să facă o diferență, pentru că Tu ești în acest proces. Și îți mulțumesc că Tu binecuvântezi această categorie de oameni. Dar mă rog, Doamne, așa cum am fost eu, dar Tu ești Cel care prin bunătatea Ta nu m-ai lăsat așa, ci, Doamne, m-ai transformat, m-ai schimbat și în fiecare zi continuă acest proces de dezvoltare. Vreau să mă rog pentru categoria aceasta de oameni care, Doamne, uneori mai au situații, uneori unele condamnări vin de la cel rău. Te rog, dă-le putere, dă-le har, dă-le călăuzire ca să se dedice total chemării Tale, să fie total dedicați cuvântului Tău, voii Tale și să facă voia Ta și în ei să rodească Duhul Tău cel Sfânt, în ei să rodească rodul bunătății și celelalte roade. Îți mulțumesc că Tu răspunzi și ne binecuvântezi în toate. M-am rugat cu credință mare în numele celui mai măreț nume care există pe acest pământ, în numele lui Iisus Hristos. Amin.